Autoritățile au găsit un sediu pentru Procuratura Anticorupție. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu în cadrul unei emisiuni de la TV8. Potrivit lui, clădirea se află în centrul capitalei, însă nu a dezvăluit despre ce încăpere este vorba. S-a găsit un birou, va fi în centru. Nu știu dacă a fost deja anunțat public, dar din câte știu eu, au găsit deja. Sediul este ocupat de o altă instituție, însă angajații acesteia vor fi rugați politicos să elibereze clădirea. Ei bine, colegii de la Procuratura Anticorupție, ei deja știu, probabil pentru că fără ei nu ar fi poate fi luată această decizie. Să iasă guvernul și să explice. O problemă s-a rezolvat. Această problemă nu a fost un motiv pentru mine pentru a împiedica Procuratura Anticorupție să nu-și facă treaba bine. Am încercat să aflăm mai multe detalii de la Procuratura Anticorupție. Într-o solicitare expediată, am întrebat responsabilii de acolo unde este acest sediu, ce se află acum acolo, cât e de mare clădirea și dacă e suficient spațiu pentru procurorii anticorupție. Totodată am vrut să știm când se va muta Procuratura Anticorupție la Casa Nouă. Într-un răspuns expediat pentru Canal 5, Procuratura Anticorupție menționează că încă nu se știe nimic despre sediul identificat de autorități pentru instituție. Anterior, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, a declarat că instituția pe care o conduce nu poate ancheta miniștrii și deputații corupți pentru că nu are un sediu în care să încapă toți angajații. Drăgălin a mai spus că dacă nu va fi găsit un sediu nou, activitatea instituției riscă să fie blocată. Procuratura Anticorupție a avut două tentative ca să se mute într-o clădire a Academiei de Științe sau în una Universității Pedagogice Ion Creangă, dar administrația celor două instituții s-au opus categoric. În prezent, Procuratura Anticorupție se află în sediul Centrului Național Anticorupție, ocupând aproximativ 40 de birouri și 950 de metri pătrați, potrivit datelor procuraturii.